De astăzi, moldovenii se pot vaccina împotriva coronavirusului și cu serul rusesc Sputnik V. Țara noastră dispune de 142.000 de doze pentru două etape de imunizare pe care le-a primit sub formă de ajutor umanitar din Federația Rusă din cele 180.000 promise. Din acestea, în jur de 60.000 de doze vor ajunge în regiunea transnistreană, iar alte 1.800 în Găgăuzia. Anterior, comratul a primit și un lot de vaccin AstraZeneca, iar autoritățile le-au întors Chișinăului. Asta după ce majoritatea angajaților din sănătate au refuzat să se imunizeze cu preparatul anglo-suedez și au solicitat să fie vaccinați cu Pfizer sau Sputnik V. Organizația Mondială a Sănătății nu a aprobat nici până acum serul rusesc. De la începutul campaniei de imunizare din luna martie, au fost administrate 147.315 doze de vaccin.